Anii de studiu ai profesorului Denis Pribie au fost comprimați în această remarcabilă colecție de articole, care ar trebui să fie tradusă pe scară largă. El scrie cu grație naturală, observând posibilele probleme, dar totuși atrăgând imediat atenția cititorilor săi înspre soluții raționale și explicații pentru cele mai importante probleme cu care se confruntă adventismul contemporan, indiferent de locul în care s-ar găsi cineva. Dacă nu înțelegem ce este păcatul, cum a început acesta și modul în care este neutralizat și biruit, orice altă doctrină creștină este afectată. Dacă nu percepem definiția corectă a păcatului, nu vom înțelege de ce Iisus a devenit om sau modul în care viața și moartea sa au în vreun fel de a face cu viața noastră de zi cu zi. Într-adevăr, legătura de aur care unește toate aceste subiecte importante este înțelegerea temei Marii Lupte. Înțelegerea acestei teme biblice, predominante, este secretul slujirii sale și principiul interactiv care unește toate studiile sale. Mereu găsesc greu să las repede deoparte ceva scris de profesorul Pribie. De ce? În primul rând, pentru că el este atât de clar cu privire la așa numitele subiecte grele. Și tot ceea ce el scrie este conectat la orice altceva scris de el, satisfăcând pur și simplu logica blândă și loialitatea față de Biblie. Denis Pribie este pastor adventist de ziua șaptea cu peste 40 de ani de experiență ca pastor, profesor la Pacific Union College și conferențiar. În prezent, colaborează cu Amazing Facts, slujind comunitățile adventiste de-a lungul Statelor Unite și transmițându-le mesaje de înviorare și redeșteptare.